Bună dimineața, vă salutăm la prima oră. Da, astăzi ne permitem pentru că în platou e Clownela. Salut, salut, nu știu în care Bună direcție dimineața. Să mă vedeți. Salut. Ce frumoasă salut, este viața. Elena. Aka Elena. Salutăm și echipa cealaltă gălăgioasă și gata de nebunii și colorată. Eu am să mă salut așa cum avem noi o nouă formulă de salut pe Planeta Clownela. Din moment ce a venit Gogoșica, spectacolul nostru. Gogoșica. Deci noi așa am numit spectacolul Gogoașa, după povestea Gogoașa. Așa e de frumoasă că vrei să o mănânci sau ce? Da, pe bune. Și ea se salută în felul următor. Bună dimineața și salut! Te iubesc, te ador, te pup! Da? Așa că pe toți îi pupăm și îi adorăm și vă pupăm și vă iubim. Bine că noi la spectacole venim cu copiii și de asta o luăm așa mai copilărește, că altfel noi tații, știi? Nu că cedem ușor, dar rămânem profund impresionați. Pe data de 8, e chiar duminica aceasta. Chiar o vedem pe toți grămadă. Da, ne vedeți pe toți grămadă la un spectacol frumos de iarnă. Spectacolul pe care l-am jucat și anul trecut, dar l-am jucat de 6 ori, anul ăsta îl jucăm doar de 2 ori. Deci oamenii trebuie să fim... Dar de ce anul trecut de 6 și anul ăsta de 2? Sau nu intrăm în amănunte? Sunt detalii tehnice. Bine, anul trecut a fost premieră, anul ăsta îl repetăm, de asta avem spectatorii care deja au văzut spectacolul. Unde, la ce oră și ce ne așteaptă mai exact? Ce ne așteaptă? Veniți să-l vedeți pe Moș Crăciun, care povestește povestea lui Moș Crăciun. El zice, de fapt, despre faptul că Crăciunul nu este despre Moș Crăciun, dar este despre nașterea lui Iisus. Și Crăciun, Moș Crăciun, astea nu sunt lucruri... Păi, Clownela, asta înseamnă că e un Moș Crăciun adevărat care vorbește așa. Da, și el zice că... E grăsuț, cu barbă? Da. Să nu fie un slăbănog înalt, că nu seamănă. Și punem accent anume pe valori, pe prietenie. La final, noi avem și un moment foarte emoționant, care și noi, cei care suntem pe scenă, lăcrimăm. Ce exact. Dar părinții, atât de frumos să-i vezi cum șterg lacrimile și îmbrățișează pui la piept. Nu pot să merg la un spectacol, că întotdeauna ies de acolo ud learcă de lacrimi. Dar după asta avem un moment frumos în care dansăm și ștergem. Și dăm prosoape la toți să se șteargă. Dar cred că o să includem asta. Da. Și e cu Clownela, deci eu sunt în căutarea lui Moș Crăciun, pentru că personajul nostru năzbâtios de pe Planeta Clownela, Gogonel, a alungat trenii lui Moș Crăciun chiar în momentul în care trebuia să aterizeze Sania pe Odeon. Dar renii măcar au un GPS, o să-i găsiți. Au GPS-ul, dar pentru că Gogonel e tare, are o praștie bună și a alungat foarte bine. Ei se întorc în a doua parte a spectacolului, Moș Crăciun cu spiridușii, împodobim frumos bradul de Crăciun pe scenă, copiii, ce este cel mai important. Spectacolele noastre sunt spectacole animate, în care copiii dansează, cântă, se distrează, numără, se joacă. Dar cum vrei să stea un copil de 4-5 ani așa și să vadă toată distracția și eu ce, nu particip? Da. De asta cheița către copii noi am pus anume în cuvântul animație și interacțiune. Eu am să menționez că îl jucăm acum pe 8 decembrie la ora 11 și îl repetăm pe 14 decembrie la fel la ora 11. Tot la Odeon. Sâmbăta viitoare, da. La Odeon, stimați părinți, e în centru, e ușor de ajuns. Exact. Plus că în decembrie avem foarte multe spectacole, deci jucăm 11 spectacole. Tot repertoriul nostru, aproape tot. Tot duminică avem și Alba ca zăpada. Noi anul ăsta am reușit să facem 6 premiere, deci 6 spectacole noi. Ultimul a fost Gogoșica. Am avut Alisa în Țara Minunilor, Capra cu treieze, apropo, un spectacol în care nici pomină de violență, de tăiat capete, sânge pe pereți. La momentul ăsta eu de obicei întorc pagina. Ce s-a întâmplat? Nu trebuie să știi. Da, povestea asta a fost una dintre cele mai mari provocări pentru noi, pentru că chiar e o poveste clasică foarte... Dar am văzut o secvență pe care ați postat-o online și am înțeles că e pozitivă. Trăiesc, cucuiesc, adică totul e în regulă, e într-o cheie pozitivă. Unde vine Lupaica și spune că vă invităm la spectacol, da?
Ceva de genul. Da, avem destul de multe filmulețe. Mm-hmm. Invităm chiar pe toți pe pagina noastră de Facebook. Mm-hmm. Facem, acum am început să facem niște episoade. De exemplu, Capra zice că unde e telefonul? Mm-hmm. Parcă s-a băgat în pământ și Iaduțu scoace că iată, l-am șters de pământ, ține-l, mamă. E un Iaduț modern. Cântecele pe YouTube aveți? Da, avem cântecele pe YouTube. O să dau pe YouTube să asculte și copilul meu. Planeta Clownela. Mm-hmm. Și chiar astăzi venim cu o piesă, așa și se numește, O Planetă Colorată. Piesa noastră, imnul Planeta Clownela. Da. Vă invităm și pe voi, cu noi pe Planeta Clownela. Da?